Prima conflagrație mondială a reprezentat un adevărat șoc planetar. Niciodată în toată istoria lumii nu mai avuseseră loc o încleștare de o asemenea magnitudine. Cele două mari blocuri combatante erau puterile centrale, cu Germania și Austro-Ungaria în rolurile principale, și Antanta, unde cei mai importanți actori erau Franța, Marea Britanie și Imperiul Țarist, alăturându-se mai târziu Statele Unite ale Americii. Vechiul regat al României se găsea într-o poziție de neutralitate, deși aliată cu puterile centrale, dar și simpatizantă a Franței. La vremea aceea, suprafața totală a țării era de 138.000 de kilometri pătrați, înglobând Oltenia, Muntenia, Dobrogea cu Cadrilaterul, Moldova Vestică, dar fără Bucovina, aflată la acel moment sub Imperiul Austro-Ungar. După unirea principatelor din 1859 și dobândirea independenței din 1877, România mai avea de făcut un singur pas către realizarea idealului național, unirea tuturor teritoriilor ocupate de români. 2 ani de zile ne-au curtat ambele tabere, până când în vara lui 1916 hotărâm în sfârșit intrarea în război de partea Antantei, ceea ce însemna abandonarea Basarabiei, aflată din 1812 sub aliații noștri ruși, dar puteam visa astfel la Ardeal și Bucovina. Cum viața, nu e tocmai cum ne închipuim uneori, lucrurile au luat-o cu tot o altă turnură. Campania din 1916 este un dezastru. Pierdem Dobrogea și Muntenia în fața tăvălugului german, iar guvernul se vede nevoit să se retragă la Iași. Singura veste bună a fost apărarea eroică a Moldovei din vara lui 1917 de la Mărășești, Mărești și Oituz. Ca și cum situația catastrofală în care ne aflam nu era de ajuns, în 1917 Imperiul Țarist, marele nostru aliat, se va prăbuși. Urmează o primă revoluție în primăvară, în urma căreia se instalează un guvern provizoriu, care din fericire hotărăște continuarea războiului. Însă, instalarea guvernului bolșevic pe 7 noiembrie duce la retragerea Rusiei din război și pecetluirea soartei României. Practic, eram obligați să cerem pace. Șansa a făcut ca tocmai din mocirla aceea instabilității și anarhiei să răsară soarele pentru Basarabia. Pe data de 1 mai, la Odessa, o mulțime formată din 10.000 de soldați și ofițeri basarabeni cer autonomia politică a provinciei, după ce în prealabil se mai ceruseră autonomia administrativă, culturală și economică. Imediat se dispune crearea unui sfat al țării care să guverneze teritoriul concomitent cu țăranii care doreau împărțirea pământului tuturor, profesorii care voiau trecerea de la alfabetul chirilic la cel latin, sau biserica ce dorea un mitropolit moldovean în fruntea sa. Punctul culminant a fost totuși crearea Partidului Național Moldovenesc, după ce liberalii și conservatorii au renunțat la orgolii și au găsit o cauză comună. Fragilul stat moldovenesc avea însă de înfruntat provocări teribile. Republica Ucraineană își declară independența și șochează lumea când cere alipirea Basarabiei la noul său teritoriu. Mai mult, pe 7 noiembrie, în Rusia, puterea a fost luată de bolșevici, care nu vedeau cu ochi buni ideile de independență ale fostelor teritorii din Imperiul Țarist. Speriați de toate aceste amenințări, moldovenii convoacă la Chișinău sfatul țării și votează cu o majoritate covârșitoare proclamarea Republicii Federative Democratice Moldovenești. Situația era însă teribilă. Pe 17 ianuarie, bolșevicii ocupă Chișinăul și dau jos guvernul. Ion Inculeț, președintele ales pe 15 decembrie, cere României să intervină. Țara noastră răspunde și trimite o divizie de infanterie care îi respinge fără prea mari eforturi pe bolșevici. În primăvara lui 1918, în România, primul ministru era conservatorul Alexandru Marghiloman,
un filogerman care se pregătea să semneze armistițiul pentru ieșirea din război, deoarece în Basarabia domneau anarhia și neliniștea. Ion Inculeț, împreună cu Daniel Giugăreanu, discută cu prim-ministrul nostru și iau hotărârea că cea mai bună cale este unirea celor două teritorii. Astfel, pe 27 martie, la Chișinău, Sfatul Țării a aprobat rezoluția pentru unire în conformitate cu dreptul istoric și dreptul etnic și principiul că popoarele trebuie să-și hotărască propria lor soartă. Pentru aceia care spun și astăzi că România anexa cu forță teritoriul de la Est de Prut, trebuie să știe că votul din data de 27 martie a avut următorul rezultat. 86 de voturi pentru unire, 3 împotrivă și doar 36 de abțineri.